Bine v-am regăsit pentru gemeni runele de la sfârșitul săptămânii, sâmbătă, duminică. Îmi cer scuze că am venit foarte târziu cu ele și să le scoatem și să ne vedem de treabă. Deci, uruz răsturnat și eihvaz tot răsturnat. Uruz în această poziție ar arăta în primul rând energia voastră, sănătatea. Este o runa burului sălbatic. Deci e o rună care ar trebui să vă susțină, să vă arate sănătatea. Dar în această poziție vă atenționează că s-ar putea să aveți o cădere de energie. Să omiteți folosirea avantajelor de moment. Poate indica o persoană mai puternică decât dumneavoastră care vă arată cum să vă trăiți viața. Indică o scădere de vitalitate, chiar o problemă poate de sănătate, dar și schimbare alături de eihvaz, lipsă de motivație și depășirea momentului cu o schimbare mai puțin favorabilă. Deci aceasta ar fi situația, să vă lăsați totuși să treacă posibilitatea, deoarece ea aduce probleme, deci oferta ce vi se face. Schimbarea este o schimbare care nu vă este favorabilă și puteți să o lăsați să treacă, am zice. Această schimbare, eihvaz, într-o poziție răsturnată. Deci arată că trebuie să fiți prevăzători, perseverenți în tot ceea ce faceți corect, să evitați dificultățile. Dacă aveți situații dubioase, trebuie să anticipați problema care poate apare. Luate din timp, puteți transforma o tragedie într-o reușită cu acest eihvaz. Prezice rezolvarea unei probleme ce a rămas ascunsă mult timp. Deci aceasta ar fi situația pentru voi. Mare atenție la sănătate, fiindcă aveți acest uruz care poate să indice o problemă, chiar și datorită starei nervoase, a stresului. Și acest eihvaz care vă duce la o schimbare, dar puteți să vă folosiți, am spus, perseverența, precauția și corectitudinea pentru a ieși dintr-o situație dificilă. Vă doresc numai bine!